Ordonanța pe energie s-ar putea modifica din nou. PSD vrea să elimine actualele praguri și să introducă un preț unic de 1,3 lei pe kilowattoră pentru toți consumatorii. În privința compensărilor, acestea ar urma să fie acordate în funcție de venituri. Socialdemocrații fac presiuni pentru adoptarea ordonanței până săptămâna viitoare. De partea cealaltă, liberalii spun că nu au discutat de niciun preț fix și cer ca eventualele modificări să pornească de la baze reale. Cred în continuare că trebuie să venim pe o zonă de reglementare. Mai exact, să găsim un preț unic la energie din contractele pe care le are toată lumea. Și zona casnică și non-casnică. Propunerile PSD ar putea duce la o explozie a facturilor. Socialdemocrații vor să vină cu un preț fix pentru energia electrică, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei non-casnici. În plus, de compensare ar putea să mai beneficieze doar cei cu venituri mici. Pentru că în acest moment sunt prețuri și de 4,5 și de 5 și de 6 pe kilowattoră. Statul român compensează. Dar eu nu sunt obligat, asta e o aberație, să compensez prețurile speculative. Așa ceva nu se întâmplă niciunde în lume. Dar nu pot să compensez între 1,3 și 5. Pentru că aia eu aș compensa stat un profit a cuiva, a unui trader, din banii noștri de la toți, o șmecherie, o tâmpenie creată din liberalizarea prețurilor, fiindcă până la urmă această liberalizare nu a dus la altceva decât a reinventat oamenii deștepți. Marcel Ciolacu spune că până nu va fi gata ordonanța pe energie, nu putem vorbi despre un proiect de buget și implicit nu vom putea ști nici cu cât cresc pensiile. Prioritatea, în primul rând, este legislația pe energie, să închidem ordonanța din Parlament. A doua prioritate, să închidem odată cu pensiile speciale, fiindcă l-avem și jalon până pe 31 decembrie. Liderul PSD a trimis din nou săgeți către partenerii de coaliție. Eu vorbesc cu dumneavoastră despre o decizie politică. Ceea ce ține în Parlament, modificările pe care le vom face după ce le convenim în coaliție în Parlament, legislația secundară, nu este treaba noastră, e treaba ANRE-ului, dar sunt ferm convins că vor veni cu lămuriri. Nu sunt de vină eu și PSD-ul, ca să ne înțelegem încă o dată, că cineva a vândut toată energia pe anul acesta și aproape 60% din energia pe anul viitor. Eu nu am citit o hârtie micuță, A4, cu politica de când este această criză de la Ministrul Energiei. Nu am primit așa ceva. Dacă o primeam, vă arătam. De partea cealaltă, reprezentanții PNL spun că nu au primit nicio propunere concretă de la PSD. În momentul de față vă pot confirma faptul că în coaliție nu s-a avansat din partea PSD niciun scenariu sau propunere concretă privind aceste modificări care, din păcate, și asta chiar nu înțelegem de ce, sunt mai degrabă lansate în spațiu public prin intermediul presei decât să fie, așa cum e normal considerăm noi, pe masa discuțiilor interne din cadrul coaliției.